o să vorbesc ceva mai puțin. Sigur, înainte de a vă spune prea Sfinita Județul Bine v-am găsit. Și dumneavoastră, domnul ministru, și domnul secretar de stat, de ce-ți știe. N-aș spune că există un discurs bun, caracteristic, și prima dată să vorbești mai tare ca să interesești pe cei care eventual dorm și după aia să faci tot posibil să fii mai scurt ca să nu adapă cei care te ascult. Problema e nu să încep cu plăcere, cu bucurie, să simțim aici alături, cu emoție, nu. Haideți să trecem la punctuale, practice. Pentru că județul Neamț, de punct de vedere turistic, mă vorbim în perspectiva legii acum, are dureri mari și sunt legate mai ales de infrastructură, care infrastructura nu este corelată cu infrastructura turistică. Este o foarte mare problemă, așa cum o mare problemă reprezintă stațiunea Turău, care trebuie să fie o supapă pentru Moldova și o a doua stațiune, Poiana Brașov, cu 3 sau 4 părți de schi, cu telecabine, cu telescaune, cu sacralitatea Muntelui Cernău, ce înseamnă, eu vă fac o mică informare acolo care eșec un pic proiectului de lege, dar o să revin și pe lege imediat. Cu sacralitatea Muntelui Cernău, care culmea, această sacralitate aduce foarte mulți oameni în putere care urcă pe Muntele Cernău, pe picioarele lor, și numai Salvamontul, numai Domnul Paparcep, știi câte probleme sunt acolo. Dar mai sunt și oameni mai puțin vigoroși și care unii chiar cu anumite afecțiuni. Și sigur e foarte greu ca să ajungi pe acest munte sfânt fără telecabină. E o cerință noastră, încercăm să o dezvoltăm într-un fel sau altul. De asemenea, pârtia de schi. Iarăși, este o foarte mare problemă pentru că un guvern pe care îl numesc așa un fel de guvern al mașinității, și vorbesc de un anumit guvern la începutul anilor 90, a dat în proprietate în stațiunea Gurău mănăstirii terenuri care, practic, la această oră, de vrei să faci ceva, nu te poți dezvolta după cerința și pe dorințele cetățenilor sau turistilor celor care le vizitează și vor să vină încoace. Spuneam de infrastructură, pentru că două mari probleme avem în Neamț aici. Legătura Bacău-Piatra Neamț, iar Piatra și Piatra Neamț, Bicalți-Mureu, unde a reușit, domnule ministru, vă informez, să aducem prin PNDL 2 în jur de 300 de miliarde, să facem în sfârșit ceea ce numim pe plan local axialul, în harta specifică județul se numește prin 155F, ca să redeschidem stațiunea Durău. Stațiunea Durău este chintesența turismului nemțean. Cine nu se concentrează pe această stațiune la nivel de stat, la nivel de guvern, la nivel de minister, pierdem ceea ce înseamnă județul Neamț din configurația turistică națională. Este un foarte mare păcat că sub la poalele Ceahlăului noi încă ne zbatem pe sisteme de acum 30 de ani de zile, dar să mă iertați, alea încă erau bune, le-am principale. Eu am stat cu vreo 30 de ani, dar am răspuns în testul ăsta, Neamț, și știu bine și proiectele și ce s-a întâmplat în Durău. E o cădere a acestei stațiuni și trebuie neapărat să fie în atenția Ministerului și în atenția Guvernului. Este vorba de o nouă abordare pentru a avea în Moldova, pentru a avea în mijlocul Moldovei, că Neamțul, dacă vreți să situează în mijlocul Moldovei, o stațiune de tip Poiana Brașov. Sigur că se concur foarte mulți factori, trebuie să vedem cum facem, să discutăm și cu cei care sunt proprietari și cu cei care, știu, mai pot asigura ceva pentru a dezvolta această stațiune. Este o primă și dureroasă problemă. A doua chestiune, noi ne-am propus aici pe dezvoltul istoriei. Stați că vă întrerup puțin, vă rog, stați așa. Deci, ministerul are, da. Trebuie să vedem exact, în afară de faptul că pe master plan de investiții avem Durău prins ca programul schi în România. Și restul, nu știu, eu țin minte că am trimis adrese, peste 200 și ceva de adrese semnate de mine în mod personal, că n-am nici semnătură electronică, nici ștampilă cu semnătură, eu semnez documentele al mano, singur. Și am trimis către toate stațiunile, către toți primarii care dețin stațiuni de interes local și național, să vină, să spună ce este. Nu m-a sunat nimeni de la Durău. Nu a venit nimeni, domnul vicepreședinte, de la Durău să-mi spună că are nevoie sau să discutăm. Asta e viața. Eu o am în vedere. Dar, pe lângă astea, cred că trebuie să am în vedere toate
cele 100 de stațiuni de interes național și local, domnul vicepreședinte. Nu pot să am doar o stațiune. Pentru că sunt în România 100 de stațiuni de interes local și național. Deci, în atare condiții, vă rog frumos, dacă domnul primar de la Dureu nu este în sală și văd ce interes are, dacă tot îmi spuneți și mă apăsați acum, da? Dacă domnul primar de la Dureu nu este în sală, îl rog frumos să se prezinte la Ministerul Turismului, să mă sune, o să vă dau cartea mea de vizită cu numărul meu de telefon, și să mă sune domnul primar de la Dureu să spună ce probleme are, că nu cred că trebuie să fiți dumneavoastră vocea domnului primar de la Dureu. Nu mă certați. Domnul ministru, știți ca o informare și nu ca un reproș. Eu îmi permite dumneavoastră, cum o să fiți și oaspete aici, să fac așa ceva. Priviți-o doar ca o informare, pentru că e bine să fii și exhaustivă. Eu mă pot face platând, deci mă să județeam, purtătorul de cuvânt, chiar a domnului primar de la Dureu. Dar în sfârșit, visând stațiunea, nu administrația pe acolo. Deci ăsta ar fi un aspect destul de serios pentru anumit punct de vedere și voiam să vă informez și cu altceva și anume că noi avem aici un potențial extraordinar în neamț și el va trebui sigur luat în seamă de către factorii de decizie la nivel național. Și aș vrea să vă spun că revenim puțin de la lege. Nu vă mai spun de drum pe Leninul și de la publicat să vor munturi ce s-ar putea face acolo. În sfârșit, sunt treburile ale noastre. Noi o să marșăm pe această chestiune. Să nu vă deranjez, să nu vă supărați cu toată corectețea vă spun. Vă să mă vedeți să o aduneți pe la ușă. Poate cu unul domnul președinte Ionel Arsene, poate singur, nu are importanță, poate cu primarul de la Dureu, să venim, pentru că, într-adevăr, sunt niște probleme foarte serioase din punct de vedere al deficiențelor care le avem noi în turismul nemțean și a celor care au pensiune acolo în zona respectivă și nu numai. Revenim la legea, poate să intrăm pe... Domnul vicepreședinte, vă rog eu frumos. Deci, în primul rând, eu am discuții cu domnul președinte al CEJ Neamț, domnul Arsene, și am discutat despre turism de nenumărate ori. Va fi un moment în care mă voi deplasa special pentru județul Neamț, dar la cererea domnului președinte al Consiliului Județean. Dar, lăsați-mă să remarc că nu știu câți primari care dețin stațiuni de interes local sau național sunt prezenți în sală azi. Deci azi, de pe zona Moldovei și Bucovinei, cu excepție Vrancea, care va veni la Constanța pe 25. Deci asta mi-arată mie interesul și nu poate să vină domnul președinte al Consiliului Județean Neamț să-i țină pe domnul primar, că eu cred că au fost aleși domnii primari. Și dacă au stațiuni de interes local și național, să vină dânsii. Că ceea ce se chinuie să facă domnul președinte CEJ Neamț, nu poate să facă singur. Cum nici eu, ca ministru al turismului, nu pot să fac singur. Haideți să fim serioși, să ne maturizăm, că tot vorbim de maturizat, și după ce am fost aleși sau puși pe funcții politice, să venim să ne facem și treaba. Dar nu puteți să fiți dumneavoastră în calitatea de vicepreședinte al CEJ Neamț, să-mi spuneți să fiți vocea nu știu cărui primar și vorbiți doar de Dureu. Nu vă spălați, domnul vicepreședinte, vorbiți de stațiuni, în general, dumneavoastră reprezentați o instituție publică locală, în care ați fost ales și reprezentați toate stațiunile din județul Neamț. Nu vă spărați, nu mai, mă deranjează deja. Domnul ministru, haideți să intrăm pe lege, vă rog. Mă deranjează și mai mult faptul că mergeți pe idei de exclusivitate. Eu aici vorbesc la dentist, pentru că am văzut județean și sigur am în vedere tot ce înseamnă turismul nemțean, dacă e să mă refer la el. Deci, haideți să... Apoi știu foarte multe ce atribuții am și știu și atribuțiile primarilor. Dar e o chestiune de comunicare. Și eu, dacă am spus că pot veni cu toată polițeța noastră la ușă, înseamnă că am zis-o cu respect. Dacă nu considerați că nu este bine, nu vin, nu este niciodată. Nu. Eu cred că Ministerul Turismului, prin colegele mele care sunt sus undeva în dreapta acolo și prin tot aparatul de lucru la Ministerul Turismului și prin vocea mea, am comunicat de fiecare dată calendarul deplasării în calitatea mea și particip personal la aceste dezbateri, nu de dragul de a mă prezenta să mă plimb prin țară, ci în mod constructiv, dar observ că anumiți primari nu au niciun fel de interes. Lăsați-mă să constat acest lucru. Da. Și asta nu înseamnă, deci în ceea ce privesc discuțiile pe care le am eu cu domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, cu domnul Arsene, sunt discuții constructive legate de turism. Dar domnul președinte al CEJ Neamț nu poate să reprezinte fiecare primar în parte ales. Să se prezinte domnii primari la discuții, pentru că eu o să le spun domnilor primari când în termen de 12 luni vor trebui să schimbe puzul
la stațiune de interes local sau național pe care le au. După aceea o să vină și o să bată lor și domnul, dar cum facem? Domnul, n-ați fost la dezbatere, trebuie să faceți. Deci, perfectă dreptate aici. Haideți să intrăm pe lege, vă rog eu frumos, haideți să nu mai intrăm în subiectul ăsta. Am o rugăminte maximă. Vă rog eu frumos să vă opriți și să intrăm pe lege. Punct. Intrăm pe lege. Articolul 38, articolul 38, domnul ministru, va trebui cumva eventual îndulcit, zic eu, îndulcit. Asta că a fost un termen... Articolul care? 38. Deci cu toate prevederile lui, pentru că îl transformăm, cred că încercăm transformăm acest sit, ar fi un păcat mare ca să transformăm acest sit turistul într-un fel de informator de tip nouaș. Este extrem de, este extrem de, cum să spun, de pedant, extrem de, e pus la extrem, să zicem, în datele personale. Și ar crea un disconfort turistic din perspectiva turistului, lasă mă refer. Am zis să-mi duce. Avem asta dacă o spuneți că este bine, luați-mi seama dacă nu. Încerc scuze dacă cumva v-am inoportunat cu intervenție. Nu, nu m-ați inoportunat, dar nu pot să fiu de acord că trebuie să fiți vocea celor care nu sunt prezenți în sală și care reprezintă administrațiile publice locale. Nu vă supărați că vă spun, dumneavoastră reprezentați, pentru că domnul președinte al CJ Neamț este plecat în deplasare și nu este și nu a putut să vină să participe astăzi și reprezentați Consiliul Județean Neamț, nu trebuie să fiți vocea celor care nu sunt prezenți în sală. Cred că cei care sunt prezenți în sală, imediat vă las. Cei care sunt prezenți în sală și au considerat că trebuie să vină să discute în mod constructiv despre această lege, sunt aici. Cei care nu interesează și am văzut interesul acestora, nu sunt aici. Și punct.